Un alt amendament se referă la anveloparea blocurilor și schimbarea imaginii orașului. După cum bine știți, am agreat cu toții la o strategie de dezvoltare a municipiului. Există trecută în această strategie obiective de genul reducerea noxelor, reducerea consumului de energie. Faptul că la ora actuală nu avem CERT este un motiv în plus să ne gândim foarte serios la această problemă. În mandatul trecut au existat intenția de a se accesa fonduri europene de către asociațiile locatari pentru acest tip de proiect, anvelopare. S-a renunțat. Această abordare a ieșuat. Nu trebuie să renunțăm, trebuie să continuăm. Vreau să alocați o sumă de 4 milioane de lei pentru acest obiectiv și ne angajăm că vom veni cu un proiect de regulament de asociere între primărie și asociațiile locatari, astfel încât, până la sfârșitul mandatului nostru, să ne putem lăuda că schimbăm o bună parte din fața, o bună parte a feței orașului.